Premierul desemnat Dacian Cioloș a prezentat miercuri lista de miniștri în plenul reunit al Parlamentului, dar nu a obținut votul de încredere de la minim 234 de senatori și deputați, atât cât era minimul necesar pentru a fi învestit. Pentru guvernul Cioloș, unul format doar din membrii USR, au votat 88 de parlamentari, iar împotrivă 184, reprezentanții PNL și UDMR prezenți în ședință, nevotând. Rezultatul a fost văzut diferit de politicienii hunedoreni. Astfel, Oana Biriș, liderul USR din județul Hunedoara, s-a declarat surprinsă de rezultat și a acuzat de lipsă de responsabilitate pe cei care au votat împotriva guvernului Cioloș, spunând că astfel criza politică se adâncește. Vă spun sincer că nu mă așteptam. Se vede ca o lipsă de responsabilitate, pentru că, așa cum demonstrează cifrele, pandemia face ravagii și am avea nevoie de un guvern care să aibă puteri depline, să poată lua decizii atât în privința măsurilor necesare pentru combaterea pandemiei și reducerea efectelor în cel mai scurt timp, cât și în privința crizei economice generată de creșterea prețurilor la energie electrică, la gaze. Reprezentanții PSD și AUR, alături de cei care de la USR au votat moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului Câțu, nu au fost de acord cu executivul propus de Dacian Cioloș. Aceștia au afirmat că rezultatul votului a fost unul scontat și au precizat că pe reprezentanții USR nu îi recomandă nimic pentru a forma un guvern. Și eu și colegii mei am votat împotriva guvernului Cioloș, lucru stabilit dinainte, altfel, pentru că nu poți vota neperformanța, nu poți vota un guvern care, practic, acum să fim sinceri, sunt infantili politici, au experiență, au demonstrat că nu au nici probitate profesională atunci când au fost unii dintre ei miniștri și performanțele lor sunt jalnice. Ca și hunedorean, nu pot să votez un guvern care să reia politicile din 2016 și știți că atunci a luat hotărârea ca din 4 mine să se închidă două operațional. Rapid trebuie să se închidă în primul an, dar noi am venit la putere în anii următori și am reușit să le plungim viața și acum avea de gând, oricum are de gând să le închide și pe celelalte două în momentul în care accede la putere. Deci nu poți să închizi tot mineritul pentru că așa avea un guvern Cioloș. Era normal să se întâmple așa, să știa de la început. Și nici nu aveam nici o perspectivă cu un asemenea guvern. Știți foarte bine cum ai fost la guvernare și vor avut și ministere destul de importante și în loc să fie un progres, acolo a fost un total regres. La dovadă se vede că în perioada asta sunt numai probleme și un haos în toată țara. Nu. Și atât din punct de vedere sanitar-medical, vis-a-vis de scumpirile astea la energie, la electricitate, la utilități, combustibil, tot ce înseamnă și parte de servicii, toate au crescut. Veniturile au rămas tot acolo. Aia înseamnă că nivelul de trai în 2-3 luni o să fie într-o mare scădere. Și asta se reflectă asupra vieții noastre, de zi cu zi, să zic așa. Reprezentanții PNL și UDMR, până de curând parteneri în coaliția de guvernare în executivul condus de Florin Câțu, se așteptau la acest rezultat și spuneau că un guvern monocolor și minoritar nu reprezintă o soluție pentru ieșirea României din criza politică, sanitară și economică în care se află. Deci votul din Parlamentul României de astăzi reflectă pozițiile pe care partidele politice le-au avut vis-a-vis de încercarea USR-ului de a forma acest guvern. Mare majoritate a lor, aceste partide și parlamentare au spus nu formării unui guvern minoritar, ci formării unui guvern care să fie puternic și să poată gestiona problemele țării în continuare.
Deci astăzi partidele s-au exprimat clar pentru un guvern puternic, un guvern responsabil și un guvern care să rezolve atât criza sanitară prin care trecem, cât și criza economică. De aceea acest vot este un vot masiv împotriva guvernului Cioloș. Deci este foarte clar că rezultatul de azi al votului din Parlamentul României putea să fie prevăzut și ieri, și alaltă ieri, și în oricare din zilele trecute. Toate semnalele politice din partea partidelor parlamentare au fost foarte clare la acesta. Este vorba de o criză profundă în care ne aflăm și ieșirea din această criză se poate face doar prin renunțarea la anumite orgolii. Vedem că multe orgolii din partea jucătorilor politici ne-au dus, partidelor politice ne-au dus în situația aceasta. Eu cred că președintele Kelemen Munor a avut dreptate când a declarat astăzi că nu există sprijin parlamentar și era clar că nu exista sprijin parlamentar pentru încercarea pe care Dacian Cioloș a făcut-o de a propune un guvern monocolor USR. Reprezentanții minorităților naționale consideră că a fost un vot de nesusținere pentru Dacian Cioloș și lista sa. Hunedoreanul Iulius Firțac, deputat din partea Uniunii Culturale a Rutenilor din România, este de părere că votul ar trebui să dea de gândit celor din USR pentru lejeritatea cu care au destrămat coaliția și speră ca să avem un guvern funcțional cât mai curând. Aș vrea să cataloghez votul ca mai mult ca fiind de nesusținere, nu neapărat să le etichetez ca fiind un vot împotrivă. Este neplăcut să nu reușești să aduni o majoritate parlamentară după ce ai mers cu o propunere concretă la Cotroceni, dar asta este politica. Poate că pentru cei implicați în acest proces de strângerea unei majorități parlamentare este și o lecție și trebuie să învețe că e nevoie de mai multă cugetare în momentul în care faci parte dintr-o coaliție. Nu doar pentru ei, ci pentru toți care au făcut parte din coaliția ce recent a destrămat. Și lecția să fie învățată cât mai repede și în această săptămână să reușim să găsim soluția. În câteva zile sper eu să reușim să avem din nou la audieri viitorul guvern și bineînțeles să adune și voturile necesare în Parlament, pentru că situația, din punct de vedere economic și medical, nu mai suferă amânare. Astăzi, președintele Klaus Iohannis a convocat partidele la consultări în vederea numirii unui nou premier, iar până în momentul redactării știrii nu se anunțase numele noului premier desemnat. Chiar dacă majoritatea indiciilor îl arată favorit pentru această funcție pe actualul premier interimar Florin Câțu, se pare că noul prim-ministru desemnat va fi Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale.